S-a născut chiar înainte de florii și a devenit pe loc atracția grădinii zoologice de la Bucov. Vorbim de un pui de vatusi de toată frumusețea care va primi nume de floare, pentru că a fost adus pe lume cu puțin timp înainte de marea sărbătoare a florilor. Cel mai nou locatar al grădinii noastre zoologice este un pui de vacă vatusi, vaci indiene, și datorită faptului că s-a născut înainte de florii, am hotărât să-l botezăm cu numele de Floricel. Atât Floricel cât și mama lui au devenit răsfățații parcului. Mâncare specială și atenție deosebită din partea angajaților. E frumos, foc îmi place de el, dacă ar rămâne culoarea asta așa, să nu se simte când se face mai mare, ar fi frumos ca taur, așa ca tăuraș, că e masmul. Se hrănește doar cu lapte matern. Femela de vatusi primește în alimentație zilnic hând de cea mai bună calitate, furaj granulat și suculente care stimulează lactația, pentru ca laptele să fie bun și puiul să fie sănătos. Masculul de vatusi, care este ultimul membru și memezinul turmei, al șaptelea. Cum noaptea este încă rece, iar micii vizitatori sunt uneori mult prea gălăgioși și pot speria animalele, Floricel și mama sa sunt ținuți deocamdată în grajduri, la căldură și departe de ochii curioșilor. Și pentru puiul de vatusi și pentru femelele care urmează să fete în continuare, acestea sunt izolate, dat fiind faptul că între noapte și în cursul zilei sunt temperaturi, diferențe foarte mari de temperatură. Ele stau în grajdul acesta, unde temperatura este constantă, sunt atent supravegheate și riscul de a fi stresate atât viitoarele mămici cât și cele care deja au născut este minim. În curând, locul lui Floricel va fi ocupat de un alt pui, pentru că o femelă de ponei este gestantă.